Salutare! Bine ați venit la T-România! Eu sunt Alex. Poate mulți dintre voi își amintesc de un canal numit Jetix, dar puțin știți că acest canal se numea diferit și anume Fox Kids. De ce a decăzut Fox Kids și Jetix? Dar mai întâi să aflăm un pic istoria acestor canale. Inițial, Fox Kids a apărut în anul 1990 sub numele de Fox Kids Children Network în America, dar după a fost redenumit în Fox Kids. Pe acest canal puteai vedea vechile desene de la Marvel, cum ar fi Iron Man, X-Men și Spider-Man Animated Series, precum și Power Rangers și multe alte desene. Iar la 9 ani distanță, Fox Kids se lansa și în România, fiind primul post dedicat pentru copii. Urmează câțiva ani de glorie pentru acest canal și în anul 2004, Fox Kids urma să fie înlocuit de un alt canal numit Jetix, difuzându-se această reclamă zilnic, pregătindu-ne pentru ce se va întâmpla. După ce Fox Kids a fost transformat în Jetix, canalul difuza cam aceleași desene animate, cum ar fi Inspectorul Gadget, Spider-Man din anii 90, introducând și noi desene, cum ar fi Spioanele, Tutenstein. Canalul avea un succes chiar bun, deși în România Cartoon Network a fost un pic mai popular decât Jetix. Iar pe 1 ianuarie 2005, Jetix a fost difuzat pentru prima dată. La 3 ani în care Jetix a continuat să difuzeze cam aceleași animații, dar acest lucru avea să se schimbe. Vedeți voi, în anul 2001, Disney a cumpărat Fox Family și l-a transformat în ABC Family și în acest pachet era și Fox Kids, iar, după cum știți, acesta a fost rebranduit în Jetix. Cei de la Disney au început să implementeze prin anul 2008 seriale produse de ei, cum ar fi Hannah Montana, Zack și Cody, Jonas Brothers și multe, multe alte seriale. Și de aici, după părerea mea, începe și decăderea acestui canal. Deși inițial Jetix era un canal unde puteai vedea desene de cea mai bună calitate, am pierdut ore întregi uitându-mă la Spider-Man, X-Men sau Cei Patru Fantastici sau la desene cum ar fi cei cu Andy sau Tutenstein. Deodată am văzut implementate aceste seriale pentru adolescenți, dublate în română, unde puteai vedea clar că vorbesc engleză și este dublat în altă limbă. La un an distanță, Jetix dădea deja reclame că se va transforma în Disney Channel sau Disney XD, depinde din ce țară ești. Și Jetix încetul cu încetul a fost înlocuit peste tot pe glob, ultimul canal de Jetix fiind închis în anul 2010 și anume Jetix Rusia. Schimbarea aceasta din Jetix în Disney Channel sau Disney XD a omorât ceea ce era fain la acest canal, unde puteai vedea desene animate din anii 80-90, chiar și începuturile anilor 2000. Îl făcea pe Jetix să rivalizeze cu Cartoon Network, dar bineînțeles că Disney trebuia să își rebranduiască achizițiile. După anul 2009, Jetix a dispărut complet, cel puțin în România, și din acest motiv a decăzut acest canal, cel puțin pentru mine. Deși Jetix nu era canalul meu preferat de animații, era Cartoon Network și Minimax, acesta avea unele din cele mai bune animații pe care eu le-am văzut și fără el, probabil copilăria mea nu ar fi fost la fel. Spuneți și voi, la ce animații vă gândiți când auziți cuvântul Jetix? Nu uitați să dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să cresc acest canal. Până data viitoare, salut!